Autoritățile locale au decis să nu mai organizeze revelionul pentru persoanele vârstnice din cauza bugetului limitat. Fiecare organizație de pensionare încearcă să găsească soluții să-și organizeze revelionul și eventual noi să sprijinim cum putem inițiativa lor. Dar primăria nu organizează anul acesta revelion. În cazul pensionarilor, bugetul este și mai limitat, de aceea oamenii vor petrece revelionul cel mai probabil acasă. Veți face acasă? Nu, păi sigur. Dar de ce? De ce nu facem aici? Cum am făcut până acum? În cel mai rău caz la neamuri. Am neamuri multe, frate. Dacă nu face aici. Dar rugăm să ne facă. Dacă la Medgidia pensionarii vor sta acasă, la Clubul Pensionarilor din Mangalia se va organiza cu sprijinul administrației publice locale o mare petrecere. Beneficiarii sunt pensionari din localitate care au un cuantum al pensiei de până în 800 de lei. Potrivit reprezentanților municipalității, prețul unui bilet este de 60 de lei de persoană. În cadrul evenimentului, vârstnicii din Mangalia vor beneficia de o masă festivă și de o serie de surprize create special pentru această ocazie, iar atmosfera va fi întreținută de trupa Elixir Band.